Întâmplarea face ca exact pe același traseu de alpinism pe care s-a aventurat militarul din București, pe creastea Arpășelului mai exact, să meargă și o femeie de 42 de ani, care a căzut pe un horn și s-a rănit. Salvatorii montani din Argeș au fost alarmați și, ajuns la locul respectiv, au chemat în ajutor un elicopter. Doamna era într-un traseu de alpinism, traseu alpin, nu pe potecă. Asta înseamnă pe creasta Arpășelului, adică la 300 de metri deasupra potecii turistice, aproximativ aproape de locul unde a căzut militarul de ieri. În urma căzăturii, tânăra a suferit un atac de panică și mai multe excoriații pe spate și pe picioare. Aceasta se află acum în afara oricărui pericol.